Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Colinde de Crăciun și datin strămoșești la Onești. Win Badminton Open Dărmănești. Protest spontan la APM Bacău. Primăria municipiului Onești organizează și în acest an, în zilele de 24 decembrie și 31 decembrie, datin și obiceiuri strămoșești. Este vestea transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie, de la ora 17, pe scena din piațeta Catedralei, trupele de colindători ne vor vesti nașterea lui Hristos. Este seara în care îl așteptăm pe Moș Crăciun. Avem pregătite dulciuri pentru copiii cu mint și vin fiert pentru părinții răbdători. Cetele de urători, conform tradiției, le așteptăm pe 31 decembrie de la ora 10 pe scena din fața primăriei. Rugăm colindătorii și cetele de urători interesați să participe la cele două evenimente, să completeze formularul existent la registratura primăriei până vineri 15 decembrie. Indiferent de vreme și de vremuri, datinile suntem noi, Doamne ajută, a spus primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie de la ora 17, ne vedem în piață. În piațeta Catedralei, exact. La un frumos spectacol de Crăciun, dedicat nașterii Domnului. Da. Cei mici vor primi dulciuri dacă au fost ascultători. Că... cei cu minți, bineînțeles, toți, cei cu minți. Așa este. Bun, mai au timp să se cumințească între timp, care n-au fost cu minți până acum. Da, da. Și părinții răbdători vor primi vin. Dar cei cu minți cred că au primit și de Sfântul Neculae azi noaptea, seară, când și-au făcut ghetuțele. Cu siguranță. Copiii la Oneștiului sunt cuminți. Copiii la Onești sunt cuminți. Da. Așa, și pe 31, 31, la ora 10, conform tradiției, în parcarea din fața primăriei, așteptăm cetele de urători. 31, seara... după ora 24. Ne dați întâlnire, ne chemați la ce oră să venim? Înainte de ora 24, puțin. Deci ora 11, 23. 23:45. 23:30, că noi suntem punctuali, venim un pic mai repede să ocupăm loc în față. Va fi un spectacol de neuitat. Așa îmi doresc. Cu siguranță și va ieși așa. Eu zic că va ieși. Că lucrurile se vor așeza conform planului. Va ieși pentru că dacă ați reușit să faci un spectacol de Crăciun cu bani, cu cheltuieli minime de la bugetul local, adică spre deloc. Da, în noaptea de Revelion facem cu cheltuieli mărișoare, dar pe măsură. Pe măsura bucuriei care o vom oferi oneștenilor. Și pe măsura catedralei, piațetei catedralei, pentru că... totuși, da. E un proiect de anvergură aici, s-au băgat o grămadă de bani ca să iasă așa, nu? Deci merită un spectacol tot la fel. Nu. Nu mă refer ca nivel. Nu neapărat. Bun. Sărbătorim asta, dar spectacolul este oferit oneștenilor. Așa este. Un mesaj, dacă e domnule primar, nu știu dacă ne mai vedem până de Crăciun sau... Da, în primul rând ne-am vedem, ne-am văzut de Sfântul Neculai, vedeți? Da. Patronul înainte, Oneștiului. Înainte de a... transmit un mesaj pentru finalul de an, vreau să transmit un mesaj celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. Toți Nicolae, Nicoleta, Nicu, toți ce poartă Nico. Numele Sfântului Patronului orașului nostru, Sfântul Nicolae, tot ce își doresc, un sfârșit de an călduros alături de familie și un an nou mai bun. La Biblioteca orașului Stațiunei Comănești a avut loc lansarea volumului de poezii Totul e bine și nimic nu m-a durut, al autorului Val Mănescu, originar din Comănești. El a mai scris printre altele Delict de memorie, O zi dinaintea sfârșitului, Efectul placebo, Ochiul fără ploape și Menghina cu elice. Cu o nouă apariție editorială, el revine la cadența care îi se potrivește, fiindcă scrisul nu e o chestiune de cantitate, ci de anduranță. Pentru că ai pronunțat cuvântul histrion la un moment dat, am să vă spun că Val este un mare iubitor de teatru, a făcut foarte multe spectacole, simte teatru, de fapt unul dintre visurile sale a fost acela de
de a deveni regizor. Aș fi făcut în practică, cum vă spuneam, foarte multe lucruri frumoase, foarte multe lucruri pe care le-a pus, le-a gândit, le-a pus în scenă. Eu, ca să rămân puțin pe teritoriul teatrului, știam că vine Adrian Jitu, care e critic și istoric literar, este și romancier și i-a scris postfața la această carte. Eu sunt precum Horatio, care îl însoțește pe Hamlet, deci un însoțitor de drum, un prieten. Avem o prietenie destul de veche și acum câțiva ani, când timpul parcă avea mai multă răbdare cu noi, din ce în ce are mai puțină, cred că sunt vreo 20 ceva de ani, când stăteam de vorbă despre Dilema, era una dintre revistele nou apărute și ne plăcea spiritul ei viu și comentam niște articole, așa, și din când în când Val plasa câte chestii așa, hai nu fi patetic, hai nu fi patetic, sau așa. Vlad nu suportă patetism. Și apropo de titlul acestei cărți, cu Nimic nu m-a durut, vreau să vă spun că felul în care oamenii și-au exprimat durerea ține de un anumit cod cultural, este un test cultural și de o anumită epocă, pentru că sensibilitatea oamenilor se schimbă în funcție de epocă. Îl cunosc de mult, Eval Mănescu, nu știu dacă el mă mai ține minte. Și apoi, în conjunctura intelectuală rasată în care se află, ce mai contează. E o surpriză pentru mine acest volum. Textele revoluționare, poetice și de-a dreptul scandaloase de prin 1903 mai încoace s-au cam liniștit. Mai au puține ecouri azi. Titlul acestui volum îl suspectez discret, deoarece ne despărțit, oarece nesinceritate, ori de recunoaștere cu o autoironie severă a unui parcurs existențial pe care el și l-ar fi dorit sub cupola altor aspirații. Las generalitățile și intru pe text. Eu, când citesc un volum de versuri, mă uit întâi la aspectul strict literar și la mai puțin mesaj. Și mai puțin la mesaj. Care va să zică, nici nu m-aș fi mirat să nu fie așa, e o risipă de termeni și expresii englezești care mă pune lângă gard. Eu, când am terminat clasa a patra, am dat examen la citire, la aritmetică și la limba rusă. Cine termina clasa a patra în satul meu natal, deja mirosea a intelectual. Eu am dat examen la limba rusă. Știu limba rusă binișor. Și la ce îmi folosește? Am mai făcut limba rusă, limba franceză. Și la ce mi-ajunge? Astăzi, dacă nu știi engleză, ești terminat. Și eu din engleză nu știu, am mai spus-o de multe ori, decât două expresii de bază. How do you do
Și tu bei, ori tu nu bei. Luni 10 decembrie, între orele 10 și 12, a continuat protestul spontan organizat de Sindicatul Salariaților din cadrul APM Bacău cu încetarea activității instituției din următoarele motive. Lipsa de transparență și consultare de care dă dovadă conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în procesul de reorganizare, obligație derivată din prevederile legii 286/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Finanțarea necorespunzătoare a activității desfășurate de agențiile de mediu cu implicații asupra situației de infringement declarat în mai multe domenii ale mediului. Nivelul scăzut de salarizare al angajaților agențiilor pentru protecția mediului raportat la cel al altor salariați din domeniul mediului. Lista revendicărilor a fost comunicată chiar de vineri 8 decembrie către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, către Agenția Națională pentru Protecția Mediului și către Federația Sindicatelor Unite din Mediu, care a prezentat aceste revendicări marți 12 decembrie la negocierile de la Ministerul Mediului. Amenajarea albirii râului Cașin și reamenajarea parcului sunt proiecte prioritare pentru primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Informația a fost transmisă chiar de către primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină în cadrul emisiunii 24 de ore. Mai am două lucruri foarte importante, e amenajarea albirii râului Cașin și parcul, bineînțeles. Alte două obiective la fel de importante ca și piațeta, la fel de frumoase ar putea să fie. Este o perlă, o bijuterie. E un mare noroc că avem atâta spațiu verde, așa parc frumos, dar și faptul că prin centrul orașului trece o apă curgătoare care putem face din ea o perlă pentru șlefuită frumos, ar putea să fie ceva comparabil cu piațeta. Da, sau poate mai mult. Da, într-adevăr, ar putea fi pusă în valoare la adevărata frumusețe, de exact. Fapt. Că despre asta este noi vorba. Noi, cu sprijinul Abasiret, am început să-i dăm o formă, dar e o bine, s-a formă și toaletat mult, s-a ecologizat mult. E o variantă provizorie. Doresc să arate cu totul altfel. Vă întreabă cineva la trecerea de cale ferată de pe drumul european. Făcut foarte multe demersuri, nu ține de noi. Am făcut adrese peste adrese la CFR, dar nu ține de caile ferate. Asta urma să zic. De fapt, acolo în afară de a face adrese și a solicita mai mult, noi nu putem nu avem voie să intervenim. Corect, pentru că nu este proprietatea municipiului Onești. În aceeași situație, mai avem două, trei situații în care nu putem interveni, care toți ne reproșează nouă, legat de gară, legat de terenul de atletism și legat de centrul de Casa Pionierului. Sunt obiective care deci nu aparțin. Deci Casa Pionierului e a Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Da. Nu este a municipiului. Da, Ministerul Învățământului. Gara nu este în proprietatea Oneștiului, este a SNCFR-ului. Dacă puteți, fac o adaug eu, ajung și la CSS imediat, dacă tot suntem la SNCFR. Podul Alb, unde se trecea înainte auto, nu se mai poate, pentru că sunt bucăți din carosabil. Tot de CFR aparține. Corect, și e o bijuterie. Podul lui Anghel Salini este nemaipomenit, dar asta este, nu puteți noi interveni. Noi tot am făcut adrese și demersuri peste demersuri pentru toate, să le preluăm sau să... Sau măcar să se pună în vecinătatea, sunt acele covoare de material special. Noi știm ce trebuie. Aha. Și v-am spus, adrese am făcut peste adrese, dar nu stă în puterea noastră. Terenul, al spus, al CSS-ului. A Ministerului Sportului și dat în administrația CSS. La fel am făcut solicitare să ne-l dea nou în administrare, încă n-am reușit cu clubul. Iar clubul pionierilor, da. Iar inspectoratului școlar. La fel am încercat să facem. Acolo este o clădire absolut superbă. Întâlnire după ce am făcut ultima adresă directorul de la clubul elevilor de la subordinea căruia este clubul elevilor, a fost la Onești, s-a angajat că va mai face și alte lucruri pentru a îmbunătăți. Încercăm, ne dorim să-l preluăm, dar suntem limitați la momentul ăsta de a putea face. Dar vă întreb eu altceva atunci, domnule primar, zicem nu anul ăsta, poate veți reuși, aveți puterea să-l faceți, pentru că clădirea aceea probabil necesită reparații mari.
treptat vom face, vom găsi finanțări. Adică eu nu i-ar fi ceva imposibil. Eu zic că vom găsi finanțări, așa cum și dacă nu vom găsi finanțări, vom reuși încet, încet pe bugetul local. Așa cum am început cu cinematograful, am izolat, promisesem că până la finalul anului, cel puțin exterior, cinematograful Oituz va arăta cum trebuie. Am izolat, acoperișul este făcut, am scos la licitație exteriorul, nu s-a prezentat nimeni, urma să-l scoatem din nou, am fost blocați, reluăm în ianuarie. Sala de sport a școlii numărul 2 din orașul Stațiune Dărmăne, județul Bacău, a fost neîncăpătoare în fața numărului mare de participanți la Win Badminton Open, ce s-a desfășurat pe 9 și 10 decembrie. Au fost sportivi de toate vârstele, din toată țara, de la cele mai importante cluburi sportive din România. Claudia, ce câți ani ai? 7 ani. Și îți place la badminton? Da. De când faci badminton? Aproape 3 ani. Și nu e greu pentru o fată? Nu. Și care a fost cel mai mare titlu care l-ai câștigat? Atunci când am luat premiu. Când ai luat premiu? La Cupa România. Și ce premiu ai luat? Premiu întâi. Și ai avut adversari greu așa de învins? Da. A fost greu, nu? Un mesaj pentru colegii, ce le-ai zice? Să facă sau nu badminton? Ce le-ai zice tu? Da. Ia zile acum. Să faceți badminton. Cum te numești? Turturica Matei Andrei. Noi am făcut și o emisiune împreună, așa-i? Da. Cum a fost? A fost frumos. Nu, la badminton, că am înțeles că te pregăteai de un campionat mare. Da. Și ce ai reușit să faci? Am câștigat la campionat. Și ce titlu ai acum? Vicecampion național. Wow, și nu e greu? E greu, dar prin muncă reușim. Ok. Un mesaj la tine pentru cei care ne urmăresc și care... cred că poți să ajungă la performanța ta, nu? Da. Copii, face sport că e foarte sănătos. Cum te numești? Oprișan Ilinca. Și câți ani ai, Ilinca? 10. Fac 11. De cât timp faci badminton? 4-5 ani. E greu? Depinde ce adversare ai și cum joci. Care a fost cel mai greu concurs până acum pe care l-ai susținut? Dacă îți mai aduce aminte. Cam naționalele. Naționalele sunt grele? Da. Dar de ce? Pentru că trebuie să fii la un nivel maxim ca să îți plac, adică ca să-ți placă să fii în top. Am înțeles. Și o adversară care ți-a dat dureri de cap? Mazilu Isabel. De unde e? De aici, din Dărmănești. Da? E partenera mea de dublu. Am înțeles. Un mesaj dacă e pentru cei de vârsta ta ca să joace badminton, ce le-ai zice? Badmintonul e foarte frumos și se poate practica oriunde, nici chiar oriunde, dar e foarte frumos. Și trebuie experimentat și înțeles cum este. Și nu e un joc foarte greu, nu? Nu. După ce înveți regulile. Da. Matei. Și câți ani ai, Matei? 8 ani. Și am înțeles că ești campion național? Da. La ce categorie? Under 9. Și când ai câștigat titlul de campion? În 2023, e anul ăsta? În 2020. Am înțeles. De la ce vârstă faci badminton? De la 5 ani. Și nu ți-a fost greu? Un pic. Dar cine te-a dus la badminton? Eu. Tu ai vrut? Da. Sigur nu te-au împins părinții? Nu. Un mesaj dacă e pentru cei care ne urmăresc, ce le-ai spune? Să facă badminton sau nu? Să faceți badminton, să munciți foarte mult. De altfel, fenomenul Dărmănești și adevărata pepinieră de talente au uimit mulți instructori. O participare numeroasă aici la Dărmănești. De unde ați venit? Din Bacău, Clubul Interfaz Bacău. Într-adevăr, ce a făcut Ștefan Maftei aici e o mică minune. A reușit să strângă foarte mulți copii, părinți, antrenori, arbitri și jocurile au fost de un nivel extraordinar. Demne de finala campionatului național. Am florit de câțiva ani aici o adevărată pepinieră de talente la Dărmănești. Așa este. Deci, după cum am zis, Ștefan a făcut minuni. Avem o relație foarte strânsă cu el. Cred că ea, nu exagerez, a 10 oară când vin la Dărmănești la concurs și de fiecare dată condițiile au fost foarte bune. De circa 10 ani, centrul de badminton de la Dărmănești este recunoscut și la nivel național. Suntem la campionatul? Win Badminton Open 2023. La Dărmănești? La Dărmănești. Câți participanți? Păi avem 130 de sportivi. O
participare numeroasă din toată România. Da, din toată România și de la Chișinău avem câțiva. Te numerăm câteva localități, câteva centre sportive? Dărmănești, Onești, Bacău, Piatra Neamț, Târgu Mureș, Botoșani, Galați, București. Vi se datorează dezvoltarea nucleului de badminton aici la Dărmănești? Facem într-adevăr 10 ani de când ne ocupăm cu badmintonul la Dărmănești și întotdeauna am avut mulți copii. De câțiva ani colaborăm cu Clubul Sportiv Școlar Onești și atunci s-au deschis porțile către sportul de performanță. Ne bucurăm că avem alături și 3 sponsori care au venit cu premii consistente. Și primăria orașului Dărmănești. Bineînțeles, bineînțeles, primăria mereu a fost alături încă din 2013, când am început mișcarea. Care sunt cei mai tineri și care ar fi cel mai vârstnici ca și vârstă? Fiind o competiție de masă, avem de la cei mai mici, însemnând 6 ani, și avem și vreo 2 bunici, 55 de ani. Ah, deci o spectru larg de vârstă. Da, sigur. Un mesaj dacă e pentru cei care ne urmăresc să vină la badminton? Da, încercăm să dezvoltăm acest sport. În România, badmintonul de masă încă este deficitar și atunci o competiție regională care să se adreseze tuturor categoriilor valorice poate să conducă la a câștiga jucători în viitor și a avea cât mai mulți oameni care joacă badminton. Inclusiv viceprimarul orașului Stațiune Dărmănești, Cosmin Paierele, se gândește să-și dea fiul la badminton și el însuși să se apuce de badminton. Badmintonul la Dărmănești, putem spune de acum că este la el acasă. Avem foarte multe echipe chiar astăzi și de la an la an creștem frumos. Am văzut competitori veniți chiar din Republica Moldova. Este o finală a campionatului de badminton care se desfășoară aici la Dărmănești, în sala de sport de la școala numărul 2. Pe viitor sperăm ca odată cu inaugurarea școlii de sport, sălii de sport de la liceu, să creștem frumos și să devină un sport emblematic pentru Dărmănești. De altfel, antrenorii veniți din toată țara, de la centre sportive mari, recunosc că ceea ce se întâmplă astăzi sau zilele acestea la Dărmănești este un adevărat fenomen sportiv. Sigur că da. Aici trebuie categoric să îl aducem în discuție pe domnul profesor, domnul Ștefan Maftei, care depune un efort foarte, foarte mare să facă tot ce avem zilele astea la Dărmănești. Și roadele se culeg. Sigur că da, avem chiar campioni naționali. Ne gândim ca pe viitor un campionat la nivel național să se desfășoare aici la Dărmănești. Și că suntem pe final de interviu, n-ați venit singur la eveniment? Nu am venit singur, am venit însoțit de fiul meu pe care doresc să-l integrez în această frumoasă familie a badmintonului. Îți place badmintonul? Da! Ai vrea să fii și tu aici să joci badminton? Da! Clar, îi place, promite! Foarte frumos, este, cum ziceam, un joc cu tradiție care trebuie promovat și de la mic până la mare, că sunt de la clasele mici până la în vârstă tineri, acest joc, seniori, pot să zic așa, atât performanță cât și un joc de plăcere. Și multă sănătate, nu de fapt în spate. Sigur că da, în spatele fiecărui sport vine cu cele bune ale sportului, sănătate, mișcare și promovarea unui stil de viață mai sănătos. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat într-un dosar penal, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și înșelăciune. Pe 7 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști cu sprijinul Poliției Municipiului Adjud au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliare emise de Judecătoria Bacău, dintre care 4 în comunele Corbasca, Sascut și Valea Seacă și unul în Vrancea. La percheziție au fost descoperite și ridicate mai multe înscrisuri falsificate, permise de conducere, cărți de identitate, poliție de asigurare obligatorie auto, certificate de înmatriculare auto, acte de studii, precum și mai multe sisteme informatice folosite pentru falsificarea acestor înscrisuri. Polițiștii au ridicat și un pistol neletal supus autorizării, pentru care nu a fost prezentată autorizația de deținere. Din cercetări a reieșit că în perioada 2019 2020
2023, un bărbat de 47 de ani din comuna Sascut, folosindu-se de aparatura proprie, ar fi falsificat mai multe documente de înmatriculare și permise de conducere eliberate de diferite autorități din țări ale Uniunii Europene și non-europene pentru diferite persoane. În baza mandatului de aducere, bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție în vederea audierii. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română și Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Bacău. La activități au participat polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Bacău și jandarmii din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz în vederea stabilirii întregii activități infracționale. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 14 decembrie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu trece de 8 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Vineri 15 decembrie, cerul va fi parțial noros. Vom înregistra maxime de până la 4 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.